Toni Ionescu s-are profilat. Actorul își câștigă existența într-un mod inedit. Cu ce se ocupă acum actorul pentru a supraviețui, aflăm chiar de la el, în câteva momente. Ce ați pierdut? Era un îmbrățișare aici între Narcisa și invitatul meu, ceva teribil, nu știu dacă s-a apucat. Ai apucat, prietene, să faci poza? E bine? E mișcat așa? Nu ne dăm seama, doamnelor și domnilor, Toni Ionescu! Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Ai mai slăbit? Nu, mulțumim la mine 2 grame pe anul, asta e important. Nu, că să vreau să spun că pe mine presa deja mă bulversează, pentru că eu nu mai înțeleg nimic. Astăzi au apărut 2 știri cu tine, una zice că ai slăbit, alta că te-ai îngrășat. Nici mie nu mi-e clar. Mi-au făcut clar o poză înainte să nasc dimineață și una după. Am înțeles. Da, eu nasc în fiecare dimineață și atunci pare că slăbesc. Da? Dumnezeule, da. Și cât poți să slăbești odată? N-am zis că nasc numai odată. Numai odată, nu? Uite, de exemplu, deci Libertatea spune că ai lăsat 15 kg jos. Jos unde le-ai? Ah, vă spune care era treaba. Avea un pachet cu 15 kg în mână și l-a lăsat jos. Nu, aveam un carton de ouă. Așa. Pe stânga și nu pe dreapta, că de-aia, știi, sunt unii care au câte 2, eu ți-am zis, am câte... Nu, eu un puști după la Libertatea, am fost la ziua unui prieten, Doru, impresarul lui Vali Crăciunescu. Așa. Ne-a invitat la ziua lui, a fost o seară excepțională, au venit artiști mari, au făcut un jam session așa de blues, rock, de toate, au trecut prin toate, prin popular, a fost o nebunie. Și m-a jucat și eu un pic de stand-up cu invitații, că fiecare a produs câte un mic număr, ca să ne simțim bine. Și copilul ăsta nu prea m-a văzut el bine, nu prea știa cine sunt, avea idee și a zis să facă și el un reportaj, un articol și l-a trântit acolo. Da, o altă publicație spunea că Toni s-a mai împlinit. Doamne, sunt împlinit de când m-am însurat și am născut. Asta am născut, a născut nevastă mea. Am soție, am un copil, mă simt împlinit. Dar mi se pare că ești la fel. Da. Un pic de burtică mai am, atât. Cu părul am probleme că nu prea mai crește, dar nu mă... Da? Vrei? Dacă vrei, te ducem la implant. Dăm voie să vă spun și eu la mulți ani acum în direct. Așa este, pentru că Toni o vârstă, Toni la mulți ani Antena Stars. Alături de noi la gala premiile Showbizului Românesc. Îi mulțumim foarte mult pentru participare. Așa, că ați îmbătrâniți, cu toate astea sunteți copii, că n-aveți decât 3 ani. N-avem decât 3 ani, dar abia acum începem să ne ducem la grădiniță, să ne dăm cu jucăriile în cap, începem să facem diverse chestii. Începem să dăm mâncarea pe pereți, de asta e bine. Ca orice copil mic. E adevărat. Nimic. Până învățați să mâncați cu lingura și cu furculiță. După aia să vezi. Da, mâncăm uite pasat. Ce viteză m-ai băgat așa, că n-am apucat să mă pup și eu cu Narcisa. Am făcut o poză pe fugă așa în viteză. Dar nu-i tipă de problemă. Dacă n-a fugit colegul meu cu sau cine era, un domn. Dacă n-a fugit domnul ăla cu telefonul tău, n-a fugit cu telefonul tău. E pe acolo, las. Da. Nu poate să fugă mai repede ca mine. Da? Ești bun la fugă? Da. Da? Fug de proști, de politică, fug de cam tot ce se întâmplă în România. Fugi, dar uite că politica te-a prins de urmă. Și uite, mă prinde din urmă, da. Asta e mai nasol. Eu zic, tu aveai un tricou roșu, să încep să umbli iar cu el. Nu, că știi cum, eu sunt apolitic. Mor, a început acum nebunia asta cu Facebook-ul. Toți au fost la alegeri, toți au fost la vot. Mai care n-ați fost la vot, nu sunteți români. Care n-ați votat cu nu știu cine, nu sunteți. Că de-aia că s-a dus prostimea și a votat cu ăia. Nu, că noi am fost, că de-aia... Băi, oameni buni, Facebook-ul ăla e o metodă de socializare. Mai vorbești cu un prieten care e peste mări și țări, îți mai exprime opinie, dar să ajunge să vă... Aproape, dacă ați fi față în față, cred că v-ați bate. Să vă înjurați, să vă drăcuiți pentru politică. Bă, sunteți oameni, ați uitat că aia se întâmplă odată la 4 ani, ăștia își bat joc de noi câte 4 ani la rând, indiferent de dreapta, de stânga, că e aceeași mafie politică peste tot, și noi stăm să ne spargem capetele ca proștii. Iubiți-vă, nu vă mai urâți. Mă, era unul care spunea iubiți-vă mult și e bine și acum. Da. Vreau să-mi spui, deci, practic, faptul că tu te duci la spectacole și faci stand-up, asta nu e un lucru nou, a descoperit băietul acum. Da, că probabil. Că tu faci de câțiva ani de zile treaba asta. Fac de vreo un an jumate, așa, nu. De vreo un an jumate, fac, da. Nu. Dar... E o metodă și asta, știi, la un moment dat mă uitam
E greu să intri înapoi în televiziune cu un proiect nou. Eu mă chinui cam de vreuna jumătate să fac asta și nu reușesc. E, eu înțeleg, e altă piață acum. Să cere un alt format sau nu mi-explic. Sau nu fac parte din gașca care trebuie. La un moment dat mă gândeam la artiștii mai în vârstă, de vârstă seniori, ca să zic așa. După ce au venit timpurile astea mai moderne, s-au extins televiziunile, s-au dezvoltat, bă, de ce nu ne mai cheamă nimeni? Probabil, și eu îmi puneam atunci problema, zic, băi, mie îmi plăcea cum cânta Angela Similea, nu știu mai cine, ăsta, Dorobanțu, sau... Dar acum e alt gen de muzică, nu mai sunt căutați așa și dacă nu faci rating, nu te cheamă. Probabil că am îmbătrânit și eu, nu mai am haz. Du-te, puștii mă, vor altceva, nu-mi explic. Hai, lasă, termină cu chestiile astea depresive. Sunt și eu modest acum, că sunt în fața... Ia te rog frumos, termină cu chestiile astea. Uite, de exemplu, ca să înțeleagă lumea, de ce trebuie să meargă, să meargă la un spectacol al lui Toni Ionescu, care, vreau să vă spun că a fost urmărit și în țară și în străinătate, simte așa un început de treabă pe care spui tu, de material acolo. Un început, uite, de nici nu știu cu ce să încep, că la stand-up comedy se vorbește cu carne. Așa e formatul de stand-up comedy. Am înțeles. Ai grijă de mine atâta doar. Nu aș vrea să vă spun așa un început, ce să vă zic. Bag eu perdeaua, da, vin eu cu perdeaua. Băgați perdele. Hai ca să zic o întâmplare așa, că eu am probleme cu ăștia cu religia. Așa. Și nu atât, îmi plac bancurile despre religie. Așa. Unde se ironizează habodnicia și nebunia unor oameni religioși. Și legat de asta treceam dintr-o poveste într-alta, că eu nu fac de fapt un stand-up clasic, fac un soi de șezătoare. Așa. Și ajunsesem cu povestea de la creștini ortodoxi la nu, și am ajuns la evrei. Așa. Și la evrei aveam câteva povești interesante, printre care una venise vorba despre prostituție. Într-un sat, într-o comunitate de evrei, murise prostituata satului. Așa. Și acum ea a făcut foarte mulți bani de-a lungul vieții și a hotărât să lase banii moștenire comunității de evrei ca să repare sinagoga. Acum toată lumea nebunit, băi, cum reparăm sinagoga cu banii prostituatei, să ne facem de râs? Dar ne bate Dumnezeu, cum? Ce? A făcut măscări cu banii aia, spurcăm sinagoga, deci nu se poate sub nicio formă. Alții zic, lasă măi, că uite, n-avem cu ce să o terminăm, știți că nu evrei suntem mai strâși la buzunar. Lasă că ne-a dat aia, nu mai ne dăm noi bani de acasă, de la noi. În sfârșit, s-au certat, până la urmă s-au hotărât, zice, mergem la rabin, că ăla ne lămurește pe toți. S-au dus la rabin, zice, luminăția ta, domnul rabin, zice, avem o problemă, a murit prostituata de la noi din comunitate. Zice, da, și a lăsat banii pentru repararea sinagogii. Acum noi nu știm ce să facem, să-i primim sau să nu-i primim. Nu ne spurcăm dacă îi primim. Rabinul stă vreo 20 de secunde așa, se gândește și spune, zice, îi primim. Păi nu ne spurcăm. Gândiți-vă că ăia sunt și banii noștri. Foarte frumos. Eu am crezut că o să spui bancul ăla. Asta arată inteligența extraordinară a acestui popor. Am crezut că era cum se împart banii bisericii, știi, nu? Cu pătratul, cu cercul și cu... Nu, nu știi? Dom'le, cum se împart banii, deci se oferă bani la biserică, cât rămân pentru biserică și cât să dau mai departe pentru alte activități, pentru lucruri de, eu știu, de astea, sprijinire a diversilor oameni nevoiași care vin. Și, dom'le, cum facem? Și se duc la Biserica Ortodoxă și zice patriarhul așa, dom'le, noi facem așa, luăm toți banii pe care îi avem, desenăm un cerc, un pătrat așa în mijlocul altarului, aruncăm banii. Ce cade înăuntru rămâne pentru biserică să construim, ce afară ajutăm oameni. E în regulă. La catolici, domnule, noi e foarte simplu, noi facem așa un cerc, tot așa, tot în fața altarului, aruncăm banii, ce cade în afară dăm la oameni pentru diverse acțiuni caritabile, ce înăuntru e pentru noi. Și vin și la rabi. Și rabi spune la noi, e foarte simplu, noi nu mai desenăm nimic pe jos. Aruncăm banii în sus, Dumnezeu își oprește ce trebuie și ce cade poate să rămână la noi. Restul ne rămân nou, da? Interesantă concepție. Dumnezeu oprește ce trebuie acolo sus, păi, ce cade la noi. Fiecare nație și are obiceiurile ei. Uite, o trebuie pe Narcisa, cum e acolo și...
ce fac ei, că sunt așa civilizați și nu se întâmplă nimic, că e noaptea lungă, dar totuși nu se întâmplă nimic ca la noi tu? La Vaslui. Ia să-ți pildă. Dai seama. Ce-ai face tu dacă avea o noapte așa lungă, numai 3 ore pe zi să fie zi? Aș face ce fac românii iarna, m-aș trage lângă sobă și aș bea țuică. Nu, dar știi, te păi gândești la ea acolo. Poți să bei? Știi de ce le-a dat statul globurile alea care spuneau că luminează ca soarele noaptea? De ce? Să nu se petreacă ce se petrece în Vaslui. Deci în Vaslui tot cam atât ține ziua. Înțelegi? A, că ei așa... Nu, dar sunt și oameni mai întunecați pe acolo și... E periculos, știi? Adică îi vezi, dar dacă umblă cu o lămâie în mână, știi? Cu o lămâie în mână. Da, pare că-s ca aia în Islanda cu globul la luminos, știi? Aha. Așa, deci la lumina lămâii nu poate să întâmple nimic. De-aia nici nu se exportă lămâie acolo în zonă. Mi se pare normal. Nu e greața foarte mare, e foarte... Eu mă întrebai de ce nu vrea să mai vină în țară. Ne auzi că țara de la A++ a ajuns la A+, îți dai tu seama deci, ce dramă cumplită. Au dat înapoi cu vreo... Din 2 km au dat înapoi, au regresat vreo 2 mm. Spre deosebire de noi, care n-am pornit spre progres 2 mm. Nu știu, e dubios. Da. Mă mut cu Narcisa. Da. Narcisa, n-ai un pat pentru ăsta, micu? Măcar lângă cățel acolo, nu-i problemă. Uite, am să-ți dau o știre care a apărut într-un tabloid și care se pare că este adevărată. Sute de poze cu femei în pielea gola au invadat zilele trecute internetul. Tinerele chinezoice au fost pedepsite astfel de bancherii care le-au acordat credite rapide și nu și-au achitat ratele. Culmea, le-au semnat contract prin care permit astfel să fie făcute de râs în public. Rușine maximă în 167 de familii de pe întreg teritoriul Chinei, după ce mai multe fotografii cu ele în pielea gola, cu vârste cuprinse între 19-23 de ani, au împăzit internetul. Ce vorbești, bă? Pe la noi, dacă ar fi numai asta, pedeapsa ar umblea toată lumea în pielea goală. Crede-mă. Toată lumea în secunda a doua ar merge să facă împrumut și în urmă lua și pedepsiți-ne cât vreți. Îți termin poza, da. Hai! Da, dar mă lasă în bani. Împrumuturi numai vara, că iar noi lasă-mi să omblim de sărăcare. Da, clar. E dificil. Da. Asta ar fi o știre interesantă, dar în România, evident, nu se poate întâmpla treaba asta. Cât durează? Cum ții un spectacol? Cât ține? Ce faci? Păi ce era, mă? Tân Ionescu s-a reproșat să supraviețuiască. Nu, mă, acolo, cu ce te-o? Pentru a merge mai departe în viață. Era o formulare mai corectă. Mă rog, un spectacol de-al meu ține cam o oră jumătate. De la stand-up comedy de regulă merg 2 sau 3 artiști sau 4 și fiecare are un 20, 30, maxim 40 de minute. Eu încep să mă transform încet, încet în Florin Piersic. Am ajuns și la 2 ore și ceva să țin un spectacol. Da. Oamenii sunt receptivi, se bucură că mă întâlnesc. Ce să spun eu? De asemenea, că mie îmi place să călătoresc, să cunosc oameni noi. Poate am un eveniment peste o săptămână la Megidia. La Luxor, vă aștept acolo. De anul nou, la fel, sunt invitat, voi fi un soi de gazdă la Castelul Cantacuzino în Bușteni. Ah, frumos acolo. Unde super. E o atmosferă... Superb locul. E un loc istoric, plin de istorie, un mare prinț român care a construit ca să lase ceva, că ăsta era idealul românului. Toți domnitorii noștri au construit câte ceva să lase ceva moștenire generației următoare. Așa a făcut și el. O să am onoarea să mă aflu acolo noaptea de anul nou. Dacă vreți să binevoiți, să participați, sunteți mâncare așteptați. Mâncare foarte bună acolo, să știți că am mâncat. Distracție. Eu avem invitat pe maestru Aculin, maestru Prigamei, un artist de top care merge pe cele mai faimoase locuri din București și spune epigrame. Ne întoarce undeva pe la 1800 când epigrama era la modă. Un fel de, cum era acolo la Capșa, unde se întâlneau artiștii. Cam așa el e o figură deosebită. Avem prietenul de la circ, clownul Cristiano. Avem cântăreți, deci o să fie o minune. Eu sper să ne distrăm de minune acolo. Un domn are 120 de ani și este virgin. Are 120 de ani potrivit datelor din actul său de identitate și a recunoscut fără rezerve că fiind călugăr a jurat să ducă o viață de celibat. El spune că s-a născut în 1896 pe 8 august și spune că secretul longevității sale este tocmai abstinența. Deci nu faci, trăiești mai mult.
A, de sex, abstinența la sex, nu la băutură. Păi dacă îi bea tot timpul săracul, unde să-și dea seama el care-i femeie, care-i câine? Că de-aia aș fost frică să nu le comunice. Da. Și frică, știi, dacă e păcat, deja e zoofilie dacă se întâmplă cu animal. Este... Și el timp bea, zice, nu mă ating, nu mă ating. Nici de femei, nici de mine. Aia e. Umblă paparații acuși pe biserici, până asta, dacă îl prindea vai capul lui. Omul e din... Deci e nemuritor, să zice. Da, nu? E din Nepal. De, păi, de Nepal, acolo, la altitudinea, nici nu cred că circulă sângele așa bine încât să măcar să aibă erecție. O tânără de 20 de ani din Noua Zeelandă a găsit o modalitate ingenioasă de a scăpa de datoriile pe care le-a acumulat în ultima vreme. Bailey Price a lansat o licitație bizară în care și-a pus la vânzare o zonă de pe fundul ei. Deci, dacă eu o... Vă dați seama câta fundul are aia? A pus o zonă de pe fundul ei la licitație. Pe care vrea să-și facă un tatuaj, iar persoane care va licita cea mai mare sumă va alege modelul. Să-ți dai seama, cine cumpără face ce vrea, nu tatuaj. Nu, aia e treaba. O pescărie, un castel, ceva, o vilă, un hotel. Asta spune, deci tu când îți cumperi un teren, te duci acolo, faci întambulare. Dacă are fundul cât cred eu, faci o parcare de tiruri liniștită. A zis o zonă după fundul meu, deci îți dai seama. Da, și ca să încheiem cu o fată care nu este din România, dar cu siguranță ar putea fi, la doar 20 de ani, o tânără din Statele Unite a găsit soluția pentru a satisface toate capriciile, călătorește peste tot în lume și își cumpără tot ce își dorește, folosindu-se de bărbați mai în vârstă. Joburile nu este model, nu i-a aduceau suficienți bani, așa că și-a făcut un profil pe misstravel.com și este disponibilă să însoțească bărbați bogați în călătorii în jurul lumii și a ajuns să viziteze mai multe orașe chiar din țara ei. A avut două vacanțe în Dubai și a mai mers și în Florida. Deci două vacanțe n-a făcut mare brânză, înseamnă că a prins doar doi bășorăci. Măi, e greu, mă, adică știi, mă, când îți cauți iubit e bună, când îți cauți soț sau nevastă e altă. Uite, Narcisa și-a găsit un soț în Finlanda. Auzi, micuța în casă. Eu am avut ghinionul să găsesc pe nevastă mea cu Lentina. Hai. Adică e o diferență. Domnișoara încasează $1,000 pentru o cină. Adică ia și bani ca să mănânce? Da. Să mă invite pe mine la masă, pe șorogii. O sacrific eu. Da. Deci, fata încasează. Dar doar despre asta este vorba. Mai mult nu. Ea nu dă cărnița la schimb. Păi nu, dar poate să dea moșul cărnița la schimb. Zice, mănânci ce-ți dau eu. Da, dar știi cum e cu bătrânelul, știi cum e vorba aia? Da. Nu cum... mai intră cum intra, cum intră cum ieșa. Și nici la masă nu poți să servești direct desertul, șorici. Doamnelor și domnilor, ne bucurăm că l-am revăzut pe Tony. Ați reținut unde vă puteți întâlni cu el de sărbători. Tony Ionescu, bunul nostru prieten, o să ne mai vedem, o să mai comentăm. La mulți ani și dumneavoastră, un Crăciun fericit, că nu știu dacă ne mai vedem, și un an mai spornic decât ăsta, cu mese îmbelșugate și cu sănătate în familie. Vă pup și vă iubesc. Dacă n-a fugit Narcisa, cu siguranță o mai prinde. Hai să vedem dacă avem legătura Skype sau avem intrăm cu teaser. Telefon avem, da. Bună seara, Ana Maria Ferenț! Bună seara, bună seara, vă aud foarte clar. Unde ești, mă, Ana Maria, mă? Conduc până niște geruri. Sunt la Chicago și e un frig aici de... N-am văzut de când m-am scos atâta frig. Pe dreapta un pic, că cum ești în Chicago, ci că e mai cald. Uite, colegul, prietenul nostru, Tony Ionescu. Tony Ionescu, sunt te pup, te salut. Da. Vă pup. Deci, cam cât de frig poate să fie la voi la Chicago? Vai, deci este foarte frig. Stai să zic acum, nu știu în grade Celsius, dar în Fahrenheit sunt 23. Deci sunt minus vreo peste 10 grade. Minus 10 grade Celsius. Minus 10 grade. Mai mult, cred că mai mult, dar o să fie și mai frig. Face bine la ten, criogenia asta salvează. Te menține proaspăt. Tony zice că asta contribuie și la fermitatea și la tonusul trupului tău, în sensul în care dacă este, când ești iubitul tău, se poate bucura, intri așa foarte tonifiată în casă, cum ar fi. Da, intri mumifiată de tot. Aproape... Nu tonifiată, intri ca mumificată. Da. Ce mai faci? Bine, uite, mă duc la cumpărături și sunt pe mașină și
prin zăpezile astea pe aici. Dacă știam, stăteam în California, că e cald acolo. Păi dar ce cauți tu în Chicago? Tu nu stăteai în altă parte? Sau aici te mutați? Păi eu stau în California, dar el stă în Chicago. Am venit în vizită. Vai, deci de câtă vreme sunteți voi împreună? 5 luni. Wow, asta e frumos. Și în 5 luni timp efectiv cât v-ați văzut? 50 de minute? Mai mult, mă? Nu. Păi dar el stă în California sau tu stai în Chicago mai mult? Sau cum e? Nu, el stă în Chicago, eu stau în California. Dar păi, când am făcut naveta amândoi. Deci ne-am văzut aproape în fiecare maxim la 2 săptămâni. Maxim la 2 săptămâni, da. Cât faci cu avionul de acolo până dincolo? 4 ore. Numai bine, dormi un pic, ajungi odihnită la el. Și începe azi, după aia. Faci ajungi tot la ten. Ajungi cu tenul pregătit, că dormi. Păi da, pe frigul ăsta ajunge acolo perfect, dar, deci până la urmă, voi când vă vedeți, e, cum să spun, e ca la marinare, așa, adică te ia o poftă de revedere, de două zile nu mai ieșiți din casă, ca John Lennon cu Yoko Ono și după aia poți să pleci relaxată înapoi în California. Da, poți să pleci acasă. Da, voi că sunteți pregătiți tari de sărbători cu chef mare. Păi, dar ce să facem și noi acum? Dar nu, bun, e foarte frumos. Deci, iată, 5 luni, dar povestește-mi puțin despre el, să mai știu și eu că mi-ai povestit atunci așa lejer. Acum deja, când sunt 5 luni, deja lucrurile sunt deja, contează, sunt... unii, nu depinde, nu se știe niciodată. Nu știu, dar asta cu timpul nu e atât de important, știi? Este, unii stau împreună 10 ani, se despartă, alții stau, se cunosc, se căsătoresc imediat și stau toată viața. Nu este o regulă. Deci, Doamne ajută, îmi doresc cel mai bine pentru mine, îți dai seama. Dar nu este niciodată o regulă, știi? Cât e bine, e bine, cât nu, nu. Cu ce se ocupă domnul? Dar mai întreba și lui trecut. Dacă stă la Chicago cu bluzul. Cu bluzul se ocupă? Da, se ocupă cu zăpada. Nu, este... lucrează în imobiliară. Așa, da. Mai mult de atât, dar ceva de genul. Mai mult de atât? Ca să nu dăm multe detalii. Este și Da. Fel de contractor. Contractor. Frumos. Adică la fric se contractă și la cal se dilată. Un fel de cutractor, da, un fel de contractor. Ah, contractor, omul cu tractorul, da, mă, are dreptate. Contractor, eu spun eu, când se duce la Chicago, se contractă și când merge în Florida, se decontractă, adică să... Dilată. Să dilată, exact. Exact. Asta e și trecerea bună, știi, că așa se menține proaspăt. Da. Alternanță de alvale, de alvale, exact. Că la transhumanță e aici, nu? Da, foarte drăguț, bravo. Și tu ce mai faci? Acolo mai cânti, ce ai bucit, te mai lansă. Clar, se dilată că stă în Florida, nu? Da, la ea e... Nu, că stau în California, nu în Florida. California, scuze. E pe coasta cealaltă, pe coasta de vest sau Florida e pe coasta de est. Dar eu sunt bine, că sunt în vacanță acum și o vacanță un pic așa mai prelungită. Dar, iar de cântat, deocamdată nu, pentru că mi-am luat vacanța. E primul an când nu cânt de sărbători și o să vedem cum e. Avem niște poze cu tine în costum de baie și cu câinele. Enervează-mă și spune că atât de cald e la voi acum. Păi atât de cald era. Deci am făcut plajă acum câteva săptămâni. Era o duminică cum rar găsești în luna noiembrie. Extraordinar de frumos. A fost vreo 30 de grade în ziua aia. Du-te de aici, foarte. du-te. Da, frumos. Da, câinele face și el baie cu tine în ocean acolo? Nu prea, intră puțin, dacă îmi vede valuri, fuge. Nu, păi nu e, de-aia bănuiesc că e și apa caldă acolo, că intră câinele Da, am văzut și o poză cu tine în zăpadă cu același cățel pe care l-am avut și noi în studio. Deci l-ai luat și pe el în Chicago cu tine? Da, uitați-vă care poză și în avion, i-am făcut o poză, este atât de curios. Numai pe geam asta se uită, a fost cel mai tare a fost când a văzut noi. Asta e o secundă. Cel mai tare a fost când i-a rugat pe pilot să-l lase și pe el la manșe. Da. Auzi, zi-mi și mie, cum călătorește un câine în America între
între California și Chicago. Trebuie să știe limba engleză, garfel. Câinele meu din fericire are am niște acte la el și pot să călătoresc la picioarele mele. Deci el e. Adică acolo nu e obligativitatea să-l bagi la cală. Nu-l bagi la cală la. Nu, n-aș putea, nu. Nu, că se chinuie acolo, nu. Am o. Stai că eu vă și parchez acum. Cu elefanți primește un... să-i ții la picioare. Știu eu câțiva elefanți pe care i-am văzut încă în avion, de să cade avionul așa, mâncați mai puțin. Da. Deci, uite cățelul în avion. Ce vorbești, băi, frate? Auzi, da, este fenomenal. Cel mai tare a fost când a văzut Nori. Deci pentru el a fost, a făcut așa o față ca un om, ca și cum, unde au dispărut casele? Trebuie să vorbești cu stewardesa să-l lase un pic pe aripă, să ia, dea cu, așa, cu năsucul prin nori. Da. Păi ca un cățel, știi cum stau cățeii când în mașină, știi, cu geamul, cu capul afară? Știu, păi am pățit eu în avion, am cerut să-mi scoată masa afară, că nu puteam să fumez înăuntru. Nu puteam să, mi se pare normal. Dar acum am o întrebare și eu așa, deci dacă exemplul cățelului îi vine să facă o treabă în timpul zborului, cum faci, îl duci la toaletă? Nu-i bine, păi câinele ăsta se ține și 16 ore. Săra cu cățel, dar ce ai cu el? Păi n-am nimica, nu, serios, e un câine foarte... Un câine mic, o zică mare. Nu, că nu e câine mic, e mărișor. E foarte, foarte inteligent și nu vrea, nu bea apă. Deci am dat apă în avion, n-a vrut să bea, nu bea apă, ce zice? Dacă bea apă clar, îmi trebuie la WC, eu nu mă duc. Săra cu cățel în avion e ca la nuntă, n-a mâncat, n-a băut. Stai că dacă e inteligent, el e prins în activități în avion, completează rebus, ce? Face da. Integrale. Cred că bagă joc pe calculator cu lăbuța așa frumos, bagă niște... da. Foarte drăguț. Mi-a ajutat pe stewardesă, toată lumea îl iubește, absolut toată lumea îl iubește în avion, toată lumea face poze cu el, este, el a fost vedeta aeroportului. Dar nu-i cășună pe cât un călător, așa, mai latră pe câte unul? Nu, pe și el iubește, nu latră, nu. Nu, e foarte, spun, câinele ăsta e special, este foarte social, unde e lume mai mult, acolo vrea și el să fie. Am fost eu la festivaluri și foarte, foarte mulți oameni, copii, îi place la nebunie, se pune în fața scenei. Și el vrea să stea acolo. Cât cântă oamenii, atât stă și el în fața scenei. Uite, mai am o întrebare și gata. Am avut și eu un cățel ca al tău, dar era mult mai cu minte. Nu se ducea, nu se zbătea, nu cerea apă, nu mâncare. Eram păiat. Era păiat. Deci, Ana, Ana Maria, zi-mi și mie. Deci, celebra întrebare. Nuntă? Până la nuntă mai e, tu crezi că m-am mai mărit așa rapid? Nu. Odată te-ai măritat și tu, acum 1000 de ani. Odată m-am măritat rapid și nu mai trebuie. Nu, mă grăbesc nicăieri. Știi cum e, să cunoști eu un om, îți trebuie mai mult timp. Da, nici copil. Păi da, nici, na, când o fi nuntă, o fi și copil. Nu știu, deocamdată nu. Deocamdată vreau să... În noaptea nunții. Să copilărească. E frig în Chicago, trebuie să ducă să se bage lângă iubit. Da, bagă-te repede la culcuș, mamă, că vine frigul și... Care că aici încă e zi, mai am încă o zi, o jumătate de zi de treabă. O jumătate de zi de treabă. Ce să facem? Da, da. Da. Atunci, da. Bagă-te la adăpost undeva la gura... sobei, ca să zic așa, la șemineu. Și îți mulțumim foarte mult că ne-am auzit în seara asta, doamne. Te pupăm și la revedere. Mulțumim foarte mult, mulțumim Ana Maria, mulțumim Tony, stați să vedeți ce se întâmplă după pauză.